De regulă, pisicile ținute acasă nu sunt practic afectate de boli cu adevărat grave, dar există și excepții neplăcute. Acestea includ borelioza la pisici. Această boală este periculoasă nu numai pentru animalele de companie, ci și pentru proprietarii lor. Se caracterizează printr-un curs sever și duce adesea la consecințe ireparabile. Ce este? Acesta este numele unei boli infecțioase cauzate de spirochete. Paraziții intră în corpul unui animal prin mușcăturile căpușelor ixodide. În tractul digestiv al acestuia din urmă, agentul patogen poate trăi foarte mult timp. Boala este extrem de periculoasă pentru evoluția latentă. Când un animal care eliberează în mod regulat spirochete în mediu nu are semne clinice, prevenire, doar vaccinare. Despre procesul de infecție, în general, unii experți domestici, dintr-un anumit motiv, tind să creadă că pisicile nu primesc în principiu borelioză. Nu este deloc așa. Sunt bolnavi, doar că tabloul lor clinic este mai estompat și există mult mai puține decese decât în cazurile cu câini. Acest lucru se datorează doar faptului că pisicile sunt mai puțin susceptibile de a fi atacate de căpușe. Conform studiilor medicilor veterinari de la Moscova, cel puțin 7-8% dintre animalele din regiune au nu numai o reacție pozitivă pentru serologie, ci toate semnele de borelioză cronică, inclusiv leziuni severe la inimă și articulații. În unele localități, densitatea acestor animale poate fi de până la 33%. Într-un cuvânt, ar fi foarte frivol să spunem că pisicile nu sunt susceptibile la această boală. În cele din urmă, cercetătorii străini observă că, eventual, pot fi afectați de borelioză nu numai după ce au fost mușcați de paraziți, ci și în procesul de a mânca rozătoare bolnave, și mai departe. Unii dintre cercetătorii din țara noastră și din străinătate sugerează că mecanismul de dezvoltare a boreliozei la pisici este foarte asemănător cu patogeneza acestei boli la om. În general, studiul acestui număr continuă până în prezent. Ce se întâmplă după infecție? Cercetătorii interni și străini sunt de acord că, în multe cazuri, spirocheta se ascunde și nu se manifestă în niciun fel, dar acest lucru se întâmplă totuși după aceea. La alte pisici, trei etape sunt mai mult sau mai puțin clar observate simultan. Roșeața localizată este observată în jurul mușcăturii. Dacă găsiți una, desigur, care se numește uneori ochiul de taur, puteți vedea acest semn în fotografie. De exemplu, o mușcătură umană. În același timp, pisica poate refuza să mănânce pentru o perioadă de timp. De regulă, animalele dorm mult timp, fără să reacționeze în niciun fel la mediul înconjurător. După aproximativ una până la două săptămâni, toate aceste semne neclare dispar complet. După aceea, 3-4 luni mai târziu, începe stadiul artritei, când aproape toate articulațiile sunt afectate. Pisica cu greu se poate mișca. Este foarte șchioapă. Bursele sunt umflate, uneori se deschid cu mult puroi. Stadiu final. Leziuni severe ale întregului organism, există tulburări nervoase, procese patologice în sistemul excretor. Dacă aceste simptome sunt observate, există foarte puține șanse de recuperare. Apropo, ce se va întâmpla cu o pisică însărcinată atunci când va fi mușcată de o căpușă infectată? Din păcate, nu numai că se poate îmbolnăvi, ci și pisoii ei, chiar dacă nu s-au născut încă. Și ce se va întâmpla dacă pisica a născut deja și s-a îmbolnăvit după aceea? Puii se pot infecta hrănindu-se cu laptele ei? Știți, aceasta este o întrebare foarte interesantă. Aproape toți medicii veterinari și medicii, atât în țara noastră, cât și în străinătate, vorbesc pe cale amiabilă despre imposibilitatea acestei metode de transmitere. Cu toate acestea, există și puncte de vedere radical opuse. Deci pe cine să creadă? Cel mai probabil, adevărul este undeva la mijloc. Mulți sunt încă înclinați să concluzioneze că transmiterea boreliozei prin laptele maternii este încă reală, dar acest lucru se întâmplă incredibil de rar. Detectarea bolilor.
Cum este diagnosticată această patologie? În mod excepțional, într-o clinică veterinară bună, va fi nevoie de mai multe teste serologice și va colecta toate datele de preinfecție. Acest lucru este necesar pentru a exclude complet probabilitatea altor boli și pentru a prescrie o terapie cu adevărat eficientă. Despre terapie. Care este tratamentul pentru această infecție? Practic, ei folosesc antibiotice puternice cu spectru larg. Este posibil ca animalului de vese de companie să îi se prescrie alte medicamente antimicrobiene. Oricum ar fi, perioada de tratament este suficient de lungă, așa că va trebui să aveți răbdare. În tot acest timp, pisica trebuie să primească băutură proaspătă și mâncare bună, ușor digerabilă. Din păcate, raritatea cazurilor raportate de borelioză la pisici este compensată de consecințele cumplite. Sunt frecvente bolile de inimă și artrita cronică, care la cel mai mic semn, imediat la medicul veterinar, distribuie pe rețelele de socializare.